Bună dimineața! Suntem într-o zi de marți foarte bostănoasă, dacă mi se permite. Vreau să îi mulțumesc în mod special colegei noastre, Luminița, care, uite ce cadou a făcut emisiunii. În grădinuța ei a crescut un bostănel foarte simpatic, foarte în ton cu diversele vietăți leguminoase care sunt în genericul emisiunii noastre și cred că este foarte, foarte haios. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, Elina! Eu n-am mai văzut așa o combinație, deci eu am crezut că sunt două, de fapt. Sunt două și am vrut să iau capacul, dar de fapt este unul singur. Deci e impresionant. Și mă gândeam, oare ce-o fi? Acum nu excelez în... la capitolul ăsta. Da, e foarte haios și poate în fiecare dimineață găsim câte un element de genul ăsta care să ne facă începutul de zi cât mai interesant. Așa, dacă îl pui acolo în mijlocul mesei. Nu? Ca o ciupercuță. Astăzi sunt multe lucruri faine pe care o să le avem în emisiune. Sigur, unele poate au o anumită tentă de tristețe, dar cred că sunt lucruri care trebuie să ne rămână așa ca subiect general în memorie, indiferent câți ani au trecut sau vor trece de la evenimentele cu pricina. În mod deosebit o să punctez aici o monografie despre care vom povesti astăzi, monografie a Melaniei Ursu, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe pe care, cu care Clujul s-a mândrit și în continuare se va mândri. Pentru asta va fi în platoul nostru Cornel Udrea, puțin tel mai încolo. Și mai sunt încă alte lucruri despre care o să povestim în minutele următoare, apropo de faptul că nu trebuie să renunțăm la, cum să zic eu, memoria respectivelor evenimente. O salutăm și pe colega noastră Andreea, care ne va aduce informații despre un super concert ce se va desfășura la Cluj în seara asta. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Ați vorbit de lucruri triste, de astăzi se și cântă la Cluj, așa că e bucurie. Va fi Sting, concertul de la Sting astăzi. Și care este piesa ta preferată de la Sting, Andreea? Dă-ne puțin așa din sufletul tău. A mea e Englishman. Okay. Deși nu cred că o să ajung la concert, dar oricum îmi place Sting. Eu sunt sigură că foarte mulți vor merge la concert. Cel puțin ieri era o disperare și pe Facebook și în alte medii. Am nevoie de un bilet. Cine nu mai poate să meargă? Cine îmi vinde? Nu contează prețul. Da. Mulțumim foarte mult, Andreea. Te așteptăm în scurt timp cu detalii despre acest concert. Și sigur... Așa-ți rămâni în ultimul moment, știi? Uh-huh. Atunci îți iei biletul la orice o fi. Da. Și nu este vorba numai de concertele acestea de... Da. Orice. Amploare, chiar multe evenimente și multe în cele în care am fost eu implicată ca organizator, în ultimul moment trebuia tot mereu să ai o marjă. Chiar o marjă bunicică, o marjă mare. Vine lumea, cumpără biletul chiar la fața locului înainte de concert sau de eveniment. Deși în alte țări, în orice fel de eveniment, la orice fel de eveniment am participat, trebuia să îmi anunț participare, trebuia să-mi fac înscrierea, respectiv să plătesc cu mult timp înainte ca el să înceapă. Mă rog, poate lasă o să că partea bună e să știi că încet, încet oamenii încep să se învețe, cumpără biletele online, le cumpără din timp, da, de acasă, nu mai mergi la caserie să te înghesui, stai ce știu cât o fi... jumătate de oră poate la coadă să-ți iei biletele, le iei frumos de acasă, încet am văzut, exact. Oamenii se obișnuiesc. Pentru aia oricum, dacă mergi în ultima zi, o să vezi că n-ai bilete, ceea ce se știe, mi se pare mare, mare lucru, adică pe fondul unei mulțimi de concerte care s-au anulat pentru că nu era destui vânzător, adică cumpărător de bilete, să faci un concert cu casa închisă și nu unul, ci mai multe, ca să se întâmplă în general în Cluj în ultima vreme, mi se pare de mare, mare laudă. Tot astăzi, în această ediție, vom povesti de cartea Unde nu-i cavai de popoare, lansată de Dragoș Pătraru. Vom povesti și despre rezultatele paralimpicilor și, de asemenea, vom afla cum va fi vremea astăzi, ce informații din trafic ne aduc reprezentanții poliției și așa mai departe. Sunt chestiuni o grămadă, nici foarte nu știu cum bine. Încap toate. Cât de multe să fie, lasă că le înghesim. Dar înainte de toate îți propun, Mihai, să mergem și la concert la Auditoriu Maximum mâine, nu astăzi. Astăzi e Sting-ul, dar mâine este concertul cu Young Famous Orchestra și Vlad Agachi, celebrul dirijor. 0264420135. Atenție, prima persoană care sună și
îi spune colegii mele care va răspunde la telefon că vrea să meargă cu tot din adinsul împreună cu cineva la acest concert, primește invitația. Foarte simplu, nu ne mai complicăm. Deci bine, prima persoană. Că și asta e un concert cu sold out, așa e? Așa mi-am amintesc că am văzut acum vreo două zile când mai erau bilete. Ei, voilà! Deci, ca să nu fie disperare, vă oferim această invitație pentru două persoane, 0264420135. În clipele următoare, Mihai, hai să vorbim despre o comemorare, 100 de ani comemorare de la Revoluția din octombrie, la memorialul victimelor comunismului și represiunii de la Sighet a fost marcată împlinirea a 100 de ani de la Revoluția din octombrie din Rusia, care a însemnat și începutul totalitarismului mondial. Tot la Sighet s-au aniversat și 20 de ani de la apariția cărții negre a comunismului, editată de reputatul istoric Stefan Courtois, carte șocantă încă de la apariție. Colegii de la Bistrița au realizat un reportaj cu privire la acest subiect, Nicoleta și Gheorghe Cherecheșiu. Comunismul a făcut peste 100 de milioane de victime în întreaga lume, de 4 ori mai multe decât nazismul. Este afirmația cu care Cartea Neagră a Comunismului, editată acum 20 de ani de Stefan Courtois, a șocat lumea științifică atunci când a apărut. Cercetătorul francez, un obișnuit al memorialului de la Sighet, susține că și azi această idee, bazată pe munca de cercetare a mai multor istorici, întâmpină rezistență chiar și în media din țara lui. În acești 20 de ani, munca istoricilor a progresat mult pentru că arhivele au continuat să se deschidă. Întâmpinăm încă însă multă rezistență. Văd acest lucru chiar în Franța. La Paris se publică zilele acestea articole în marile ziare care comemorează 1917 și Revoluția din octombrie, bolșevică. Dar despre Cartea Neagră nu se spune nimic. E multă lume care încă nu acceptă asta. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Revoluția din octombrie, de la apariția primului stat totalitar din lume, Uniunea Sovietică. Exportat cu succes, modelul a distrus popoare din tot estul Europei, dar și de pe alte continente. România a fost și ea victimă, iar memorialul de la Sighet, primul muzeu de acest fel din lume, se opune uitării pentru ca istoria să nu se repete. Mulți dintre cei care calcă pragul află lucruri pe care nu le știau, chiar dacă au trăit sau nu în acea epocă. An de an, tot mai mulți vizitatori vin la memorialul victimelor comunismului de la Sighet, semn că oamenii sunt tot mai interesați de istoria noastră recentă, de ceea ce a însemnat comunismul pentru România. Impresionant, este miraculos ce s-a întâmplat aici, e o senzație incredibilă. A fost foarte frumos și merită văzut de toată lumea. Am trăit în momentele alea, am lucrat, dar n-am știut așa, nu credeam că pot să existe atâtea oroși, atâtea lucruri nevăzute, care nu se auzeau, nu se știau. Totul părea pe din afară. Academia Civică și Universitatea Babeș Bolyai din Cluj au marcat centenarul Revoluției din octombrie printr-o conferință internațională care a avut loc la memorialul victimelor comunismului și represiunii de la Sighet. 60 de reputați cercetători ai fenomenului au susținut prelegeri care vor fi grupate într-un volum ce va fi editat aici. E foarte ironic că tocmai aici la Sighet au dispărut, au murit făuritorii României mari. Dacă ne gândim că Maniu Brăteanu și alții au fost cei care au creat România Mare, tocmai cei au fost victimele puterii sovietice și oprimării comuniste. Pentru asta ați făcut aniversările, să tragi concluziile valabile pentru ziua de azi, iar în cazul Revoluției din octombrie, concluzia, cred eu, este că o idee, oricât de frumoasă, pentru că în ultima instanță ideea că oamenii sunt egali, că era frumoasă, poate să devină criminală în măsura în care nu este ținută sub controlul conștiinței critice a celor care o administrează, ca să spun așa. Conferința de la Sighet a adus o privire critică asupra totalitarismului mondial, care continuă și astăzi în unele locuri de pe planetă. Cumva surprinzător să continue și astăzi. Eu, într-un fel, m-am obișnuit cu ideea că am scăpat de totalitarism, dar, știi, când mai răsfoiești diverse pagini din alte țări care conviețuiesc, știi,
sunt contemporane popoarele respective cu noi, mi se pare cumva fascinant. Ce să zic? Nimic. Nimic. Dar apropo de popoare, putem să vorbim despre lansarea de carte a colegului nostru Dragoș Pătraru. Îl puteți urmări seară de seară la Starea Nației. Și texte din emisiuni mi-au fost cumva compilate cu o anumită logică, nu? Într-o carte care a fost lansată la Cluj, Unde nu-i cap, vai de popoare. Curioșii au putut afla tot felul de chestiuni în sesiunea de Q&A sau, mă rog, discuții față în față cu Dragoș Pătraru. Așa e, odată să vească și telespectatorii cu el, nu doar el cu ei. Bună chestie. Odată. Și colegii chiar au un scurt material despre această întâlnire a lui Dragoș Pătraru față în față cu fanii săi. Unde nu-i cap, vai de popoare este o culegere de texte cu materiale apărute în ultimul an la emisiunea Starea Nației și este a doua ispravă de succes de acest gen sub semnătura lui Dragoș Pătraru. Lansat la o librărie celebră din oraș, volumul a atras zeci de oameni interesați să-l cunoască în carne și oase pe autor. În stilul lui caracteristic, jurnalistul a apărat breazla în care lucrează. Eu cred foarte tare că presa trebuie să rămână ceea ce a fost ea de când s-a inventat, adică jurnalistul trebuie să stea cu o portavoce în mână și să aibă pe oameni în spate și să urle la instituțiile statului și la corporații. Din păcate au apărut și nu doar în România, peste tot în lume, jurnaliștii de corporație și jurnaliștii de instituții ale statului, mai ales instituții de forță. La noi îi vedeți în fiecare seară la televizor. Cei prezenți au pus întrebări despre actuala clasă politică și despre starea nației în momentul de față. Depinde foarte tare de unde privești țara. E ca la Louvre. Ai văzut, vin niște băieți și spun: tabloul ăsta, vă rog frumos să vă uitați la el de la 5 metri, nu de la 1 metru, că nu înțelegeți nimic. La fel se întâmplă și cu România. Dacă în 90 venea cineva și ne spunea: bă, vedeți că în următorii 25 de ani niște băieți, adică fosta nomenclatură și fosta securitate, niște băieți o să fure tot. De sub voi. O să fure țara așa de sub voi. Dacă ne zicea cineva, probabil am fi înțeles asta mult mai repede, dar noi am început să înțelegem când nu prea mai erau lucruri de furat. Telespectatori fideli la emisiunii, clujenii spun că ar fi bine ca politicienii să și învețe din criticile care li se aduc. Este echidistant domnul Pătraru, faptul că sancționează derapajele, umorul, deci asta îmi place în primul rând, deci agrez foarte mult umorul dânsului. Nu mă pricep la emisiuni TV, dar mie îmi place. Mi-ajunge. Și sunt convins că poate să-și o dezvolte singur. Că nu era la început așa bun, a evoluat, ceea ce e important. Ar trebui să fie și urmărite de cei cărora li se adresează. Pentru că, dincolo de cuvinte, ar trebui să fie și o învățătură. Iar ca să educi, mai trebuie și ironie. Cartea este disponibilă în toate librăriile din București și din țară, dar se poate comanda și online. Online, că tot suntem în era internetului. Deci... interesant, un om care e în televiziune scrie o carte pe care o comanzi pe internet. Da, să știi că foarte mult am fost impresionată să văd cât de mulți mai dintre oamenii pe care îi cunosc eu, bănuiesc că și dincolo de cercul ăsta sunt, care îl urmăresc pe internet. Sunt foarte mulți, sunt urcate emisiunile lui pe internet și pur și simplu îl urmăresc, ca și cum ar fi emisiunea, știi, la televizor atunci. Doar că e pe calculator. Și te uiți când vrei și ai un pic de timp sau poți să dai un rewind, să te uiți de mai multe ori. Dar în orice caz, uite, și noi, prin faptul că vorbim acum de un coleg de-al nostru din presă care își exprimă părerile la televizor, și eu am păreri și tu ai, însuși faptul ăsta arată ce personaj e. Da, apropo de emisiuni, Mihai, să reamintesc faptul că puteți să ne urmăriți și pe internet, pe pagina de Facebook, desigur, acolo suntem cumva, cum să zic, activ prin faptul că anunțăm invitații, la chestiile astea cum se fac pe Facebook, dar și pe canalul TVR Cluj de YouTube, acolo sunt urcate toate emisiunile. Și pe Instagram, unde tocmai ai pus... Bună dimineața, Transilvania! Numele contului de Instagram și Bună dimineața Transilvania este și numele paginii de Facebook. Pentru cine vrea să revadă bostănelul de la începutul emisiunii,
Exact. Să știți că este și în reluare emisiunea de la ora 10. Apropo că vedeam o postare ieri a lui Bogdan Roșca, ce a fost prezent ieri în emisiune. Se uita la reluare și și-a făcut o poză cum el apare la televizor și este și în fața televizorului. Foarte fain, amuzant. Hai să vorbim puțin și despre paralimpici. Sunt tot mai impresionanți oamenii aceștia. Părerea mea că totdeauna au fost, de când știu eu personal de existența echipelor acestora de sportive, că sunt mai multe, mi se pare fascinantă determinarea lor. Și practic s-au întors cu tolba plină de medalii de la campionatele europene paralimpice. Exact, și tura asta, foarte bine punctat. 12 sportivi din delegația noastră au obținut numai puțin de 9 medalii și, desigur, au un nou obiectiv. La Tokyo vor de asemenea să meargă și să cucerească medalii cât mai multe. Colegii de la Departamentul de Știri au și pe această temă un scurt reportaj și aș vrea să îl urmărim împreună. România a fost reprezentată de 12 sportivi la Jocurile Paralimpice Europene de tineret de la Genova. Aceștia au participat la competiții de tenis de masă, atletism, not sau goalball. La tenis de masă, Ioana Țepelea și Tabita Vulturar au făcut istorie, obținând o nouă medalie de aur la proba pe echipe. De asemenea, Ioana a pus mâna și pe argint la individual. A fost un an destul de reușit. Însă anul viitor aș dori să am rezultate mult mai bune. O surpriză plăcută a fost însă și formația de goalball. Elevii lui Călin Crăciun au cucerit bronzul la prima lor participare într-o asemenea competiție. Aceștia au impresionat în special în duelurile cu Germania, cea mai puternică formație a concursului. Nu ne așteptam, fiind pentru prima dată, să joace așa bine, să țină așa de aproape și de Germania, care a câștigat, și de Portugalia. Norocul nostru a fost că Suedia n-a prins o zi foarte bună și am fost peste ei. De asemenea, România a mai obținut medalii prin Florin Crăciun și Ciobonodi la atletism. Sportivii sunt optimiști și se gândesc la calificările pentru Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Noi trebuie să încurajăm toți sportivi tineri. Trebuie să aducem mai multă competiție, pentru că ei sunt viitor de Comitetul National Paralympic. Ei sunt viitor pentru sport paralimpic în România. Campionatele europene paralimpice de tineret s-au desfășurat în perioada 9-15 octombrie. Hai România! Hai de România! Da, spuneai că ai citit și tu articole despre oamenii aceștia. Am citit. Era vorba de un reportaj despre goalball, scris de o colegă de-a noastră de aici, de la Cluj. Era un reportaj de atmosferă în care descria cum e să joci un fel de fotbal, că asta este, fără să vezi. Nu ne-am putea gândi. Mingea aceea e... Păi am putea să încercăm. Știi cum e jocul ăla Baba Orba, în care trebuie să te legi loc, știi? Cum? Formă, nu nimerești să binge, te concentrezi la sunete, unde a fost ecoul ăla, unde a fost nu știu ce. La fel, probabil foarte, că... Foarte, foarte. Am putea să încercăm și noi, în spirit de solidaritate pentru ei sau în spirit de empatie sau ceva de genul ăsta. Facem două echipe, știi? Ne punem șarfă la ochi, nu trișăm să vedem pe aici pe jos și să încercăm așa o figură. Probabil că ar trebui într-un spațiu unde să nu fie geamuri în lateral, tablouri sau... Să nu fie nimic, dacă se poate nimic. Și așa cred că te împiedici oricum. Tinerii ăștia și-au depășit condiția. Mi se pare fascinant determinarea asta. Muncești foarte mult, depășești un handicap care multora li se pare de nedepășit și performezi. Aș vrea să vă reamintesc că, oare, nu știu, a sunat deja prima persoană, avem prima câștigătoare, 0-6-4-4-2-0-1-3-5, deja avem câștigătoare, o să o anunțăm imediat, însă nu am suficiente detalii despre concertul din această seară, concertul Sting. Andreea este pe fază, ea poate să ne spună cât de mare e amploarea acestui eveniment în Cluj. Andreea. Irina, la Cluj pregătirile sunt aproape de final. Artistul britanic revine în România de data aceasta alături de fiul său cu un show din care nu lipsesc unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale. Concertul face parte dintr-un turneu mondial care a cucerit deja publicul american, asiatic și european.
Hello Romania, this is Sting. I'm looking forward to coming to Cluj for the first time on October the 17th. Hope to see you there. Gordon Matthew Thomas Sumner, mult mai cunoscut sub numele Sting, este un muzician britanic de 66 de ani. A făcut parte din celebra trupă The Police până în 1986, apoi s-a lansat într-o carieră solo. A cântat împreună cu Bryan Adams sau Rod Stewart, iar piesa Desert Rose a interpretat-o împreună cu algerianul Cheb Mami. Marți, Sting va concerta în premieră la Cluj în sala polivalentă de la ora 21. Este a treia vizită a britanicului în România, după două concerte susținute la București. Spectatorii îl vor putea urmări în deschiderea show-ului pe fiul său, Joe Sumner. În acest turneu față de altele pe care le-a făcut până acum, Sting vine cu propriul său fiu, cu Joe Sumner, care e și el un chitarist și un cântăreț foarte bun. La voce seamănă uluitor de tare cu tatăl său. O să-l auziți în concert. E chiar neobișnuită asemănarea. Concertul Sting de mâine se alătură unui lung șir de evenimente importante care au avut loc sala polivalentă, capitala națională a relaxării. Și acum mi-amintesc doar câteva nume care au avut loc concerte aici. Jean-Michel Jarre, Julio Iglesias, José Carreras, și vă promitem că pe viitor acest șir de evenimente importante va continua la sala polivalentă. Pregătirile pentru spectacol sunt în plină desfășurare. Ca orice artist care se respectă, Sting a avut și cerințe speciale. În sala polivalentă va exista o bucătărie care îi va sta la dispoziție. Chiar aici, pe acest hol, va fi amenajată bucătăria lui Sting. Va veni cu plite, cu cuptoare, cu frigidere și cu congelatoare. Trebuie știut că Sting călătorește peste tot în lume împreună cu bucătarul său. Echipa artistului însumează peste 70 de persoane. De eveniment se ocupă însă și 460 de oameni din partea organizatorului român al show-ului. Sting este un nume uriaș pe care clujenii abia așteaptă să îl aplaude în sala polivalentă. Desert Rose, da, ceva de genul ăsta era. Știu că e mare cântăreț, dar nu prea știu să zic despre el multe lucruri. A zis de Desert Rose? Nu. The Englishman in New York? Nu, prima piesă, cred că am auzit prima piesă, aia cu trandafiri, nu? Sau, dar de prima am auzit. Sometimes in life you feel the fight is over and I seem for the writers on the wall. Superstar, you finally made it, but once your pictures become tainted, it's what they call the rise and fall. Accesul publicului pentru concert se va face începând cu ora 18:30. Parcarea subterană a sălii polivalente va fi complet închisă. Joe Sumner va concerta de la ora 20:30, Sting urmând să își înceapă concertul în jurul orei 21. Bine, nu am vocea celui din interviul colegului Lespuc, dar ai văzut? Aida m-a provocat la acest moment de cântec. Poate dacă mă duc de seară, o să cânt împreună cu toți spectatorii. Câți oare, nu știu, 10.000 de... Nu încap chiar așa mulți, câteva mii. Dar în orice caz, e mare lucru și uitați-mi să zic și treaba asta. Fanii adevărați ai lui Sting poate știu mai mult, dar cine nu sunt mega fan și nu urmăresc cariera, cred că în afară de două piese de care s-au mintit și în știre, nu cred că o să știe altele, nici eu nu știu, uite, recunosc. Da, Gentleman in New York, Desert Rose, remixul, că nu știu dacă știe ceva originalul, că n-a ajuns în topuri, și de atunci, de acum, cât, poți să și predonează ceva din nici pomeneală, nu o să mă convinc niciodată, nu, că o să-ți fie toți telespectatorii. Da. Bun, nu o să-l promit că nu o să-l provocăm la cântat nici pe domnul Traian Morar. El va veni în câteva secunde cu informații din trafic.
Este o zi frumoasă de toamnă, din care nu putea lipsi aglomerația, însă detalii despre valorile de trafic ne aduce agent șef principal de poliție, Traian Morar, de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Bună dimineața! Bună dimineața! Cred că după acordurile frumoase melodice care ați difuzat-o, e timpul da. Să revenim cu picioarele pe pământ în realitatea cotidiană. Într-adevăr, aglomerația este destul de prezentă în municipiul nostru. Dacă în zona centrală se circulă surprinzător de bine, în schimb, dinspre cartierul Grigorescu, în zona stadionului Cluj Arena și a sălii polivalente, aglomerația încă este la cote ridicate. Pe de altă parte, în zona DN1C, pe întreaga distanță între Cluj și Dej, este semnalată prezența cesii. În zona Dejului, vizibilitatea este sub 100 de metri, la Gherla ceva mai bună vizibilitate, ceea ce impune pentru conducătorii auto care circulă pe DN1C o atenție sporită, adaptarea vitezei la condițiile meteorutiere, circularea cu luminile de ceață sau de drum în funcțiune pentru o mai bună vizibilitate. În rest, să sperăm că nu vom avea evenimente, ce noi ne dorim acest lucru, dar pentru asta vom acționa, colegii de la serviciul rutier vor acționa cu aparatele radar din dotarea serviciului pe toate cele trei drumuri naționale și, bineînțeles, și pe autostradă. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. Ne auzim și în zilele următoare. Cu mare drag. Propunerea mea este să vedem ce valori de temperatură ne așteaptă în Transilvania astăzi. Bine. Okay. Și am putea să începem cu Alba Iulia. La Alba Iulia, acum sunt 6 grade Celsius, cerul este predominant însorit. Ne așteptăm la o temperatură maximă de 24 de grade, deci cam impresionant pentru a doua parte a lui octombrie. Boierie. Da, și pe parcursul întregii zile, cât și în zilele următoare, se pare că va fi destul de însorită. Însorită și ziua de astăzi și zilele următoare. Mă rog. La Bistrița cerul este parțial înnorat acum, sunt 6 grade Celsius, maxima va fi de 21 de grade Celsius. Nu se arată ploi nici astăzi, nici în zilele următoare. La Baia Mare, aproximativ la fel. Acum sunt 8 grade Celsius, iar maxima de la Baia Mare de astăzi va fi de 22 de grade Celsius. O zi destul de însorită și la Brașov, acum temperatura e de 7 grade, maxima va fi de 22 de grade Celsius, iar la Oradea, cu atât mai mult ne așteptăm să fie cald, tot timpul valorile sunt mai ridicate în partea de vest a Transilvaniei, 22-23 de grade Celsius va fi maxima, acum sunt 11 grade și cerul este predominant însorit. Mai menționăm Cluj-Napoca, deocamdată este destul de ceață, destul de multă ceață în Cluj, sunt 6 grade înregistrate în acest moment. În ceea ce privește maxima din Cluj, din Cluj-Napoca, 23 de grade Celsius. Apropo de ceață, avem și o atenționare de ceață, cel puțin până acum în acest interval în care noi vorbim. În zona județului Cluj, în zona județului Sălaj și în Bistrița Năsăud. Sunt câteva porțiuni din aceste județe care au o atenționare de ceață. Ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Vorba colegilor mei, până la amiază, știi cum se risipește ceața? Așa e, da, nici nu mai știi că a fost. Din cauza diferenței este mare de temperatură, adică dimineața e frig, câteva grade și după aceea e o vreme foarte... Deci la ora 8 să ai 6 grade și la ora 13, de exemplu, să ai 22 de grade, chiar e o diferență, adică, mă rog, se justifică povestea asta cu ceasa, dar cu atât mai mult trebuie să o avem în vedere, să nu credem că nu ne încurcă cu nimic. Haideți să vedem cu ce titluri vine presa de astăzi. Vrei să încep tu cu monitorul? Bine.
E articolul de deschidere al colegilor din Monitorul de Cluj, este despre alergiile de toamnă. Și mi se pare o abordare foarte interesantă, pentru că din punct de vedere medical, o să citez șapou, zicem noi, în termen de specialitate, adică primul paragraf. În perioada august-septembrie-octombrie polenizează ambrozia și artemisia, plante care declanșează alergii destul de severe, asemănătoare în simptome cu răceala. Am văzut că multă lume se plânge de răceală în perioada asta. Eu m-am gândit că e banală răceală, mai ales pe fondul diferențelor de temperatură, cum ziceai și tu mai devreme, dar uite că e și, cum e și vremea mai bună, s-ar putea să fie explicația asta. Sunt foarte multe persoane care sunt alergice. Fără să știe. Și mulți fără să știe, dar acum, sincer, de la o vreme încep să te cauți și tu pe la doctori, să vezi dacă e sau nu alergic, dar sunt foarte mulți, în orice caz, care sunt alergici, trebuie să te atezi, asta e. Săptămâna aceasta este săptămâna luptei împotriva traficului de persoane. Astfel de săptămâni pentru lupta împotriva ceva, tot apar ciclic. E traficul de persoane, sunt drogurile, cine știe ce. Odată pe an e o săptămână de genul ăsta, acum e traficul de persoane. Da, mie mi se pare ok. Este ok, dar o săptămână doar să... Deci ar trebui să fie doar o zi. Nu, ar trebui să fie tot anul, ar trebui să fie non-stop, ar trebui să nu existe. Dacă este non-stop, tu știi foarte bine, Mihai, dacă este non-stop, nu mai e acel impact pentru oameni. Păi nu știu, părerea mea e că și cu traficul de persoane, și cu droguri, și cu toate celelalte probleme endemice de crimă organizată, dacă acțiunii, eu cred că se desfășoară pe parcursul întregului an, dar concentrația de media sau să zicem, nu știu... mesajului transmis, într-adevăr, e într-o perioadă mai scurtă. Așa o văd eu. Acum, dar dacă și-ar face autoritățile treaba cum trebuie, n-ar mai exista nici trafic de persoane. Eu așa zic. Sau, mă rog, ar fi foarte puțin. Uh-huh. Tot în Monitorul, prefectul intervine în războiul lui Tișe cu regiile Consiliului Județean. Prefectul Clujului a atacat în contencios administrativ hotărârile privind schimbarea directorilor de regii și implicita conducerii aeroportului internațional Avram Iancu, în pagina a doua, detalii. Cred că mai povesteam și noi acum două săptămâni despre treaba asta. Și acum o săptămână și o să povestim multe vreme de acum înainte. Nu știu dacă e cazul să facem un background, cum zicem noi, în presă, ca să înțeleagă telespectatorii din nou care e de fapt problema acolo. Uh-huh. Dar foarte pe scurt, cel mai profitabil și cel mai dinamic aeroport din Ardeal, care e cel din Cluj, a rămas după, nu știu, mai bine de 10 ani, cu mult, fără director. Au reușit să decapiteze această regie din subordinea Consiliului Județean Cluj și acum se luptă pe hârtii. Prefectul atacă în contencios administrativ decizia Consiliului Județean de dimitere până la organizarea unui concurs a directorului de acolo. Directorul declara că o să fie probleme în trafic cu aerian, îi încuraja, să zic așa în ghilimele, pe angajat să meargă să protesteze în fața Consiliului Județean. Președintele Constituțean face la rândul lui scandal că nu spune subordonații să facă proteste în fața instituției că e ilegal. Telenovelă, e o telenovelă acum, știi? Acum, atâta timp cât activitatea aeroportului nu se blochează și noi ca pasageri putem să folosim treburile astea, sincer, cred că pe oamenii deranjează mai mult sau mai puțin scandalul ăsta la nivel... Așa că mai e mai aproape decât cămașa. Dacă nu te afectează cu nimic, dar nu se știe. Adică, totuși, cineva trebuie să pune niște semnături pe niște hârtii. Poate să zic că nu mă mai interesează. Cine știe? Dar asta e, la momentul ăsta. Și o să mai dureze multă vreme. Zi de zi de Mureș scrie despre 6 din 7 titluri care au fost aduse de popicarii juniori. Chiar m-am gândit ieri la, mă rog, într-un alt context de jocul ăsta, m-am gândit la jocul ăsta de zi, popice. Cu bowling, cu popicele, exact. Cât de fain era, măi, când eram mică, eu aveam inclusiv popice de alea de jucărie și aveam de copii. Și acum, mai nou, dacă te mai duci din când în când cu bowling-ul, e, dar parcă nu e în atenție sportul ăsta, ca sport. E o activitate așa, de ieșit la pe lângă o bere. E foarte, foarte pretențios de aia. Adică nu poți să încropești o minge și să pui ceva să fie niște popice wannabe. Ca să faci performanță, da. Orice. Altfel, da, ca distracție poți să faci. Păi dacă mergi la centrele de bowling care sunt, habar n-am, în Ardeal, le numeri pe degetele de la o mână. Plus, costisitor. Costisitor? Ah. Da, adică plătești o sumă. Deci toate sporturile la care vrei să...
faci performanță. Părerea mea e că devin consistoare de la un punct. Față de fotbal, că joci în spatele blocului sau de basket, că găsești dacă un coș. Dacă să faci performanța, să zic, ca să faci performanță, iarăși e consistor, nu? Da, să faci de la un nivel zic, în sus, în spatele blocului, dacă mai ai în spatele blocului, povesteam săptămâna trecută cu un alt coleg, că practic zonele de lângă blocuri, toate s-au transformat în grădini de legume, grădini cu flori, copaci cu umbră și bla bla bla. Ce oraș e la, vreau să știu, unde îi? În Deva, de exemplu, când mă duc la părinții mei, chestia asta o văd, cum să zic, îmi sare în ochi instant. Erau locurile unde puteam să, știi, vorba ta, jucam fotbal, prinselea, baba oarba, bla bla bla. Și acum nu mai e, deci noroc că am trotuarul pe unde pot să mă duc cu un bagaj până la blocul. Dar dacă zici că în rest sunt pomi și verdeață și așa, e excelent. În Cluj sunt parcări. Nu, în Cluj sunt parcări și garaje, exact. Da. Și în Zalău am văzut blocul unde am copilărit eu. Înainte erau niște spații verzi frumos. Acum e, nu că e parcare, e asfalt de-a dreptul până în buza blocului. Apropo de Zalău, uite, magazin Sălăjean avem în față. Sălăjenii se îmbolnăvesc pe capete, desigur tot subiect legat de tendința asta de manifestare toamna. Mai citim și despre un fost om al legii condamnat pentru că a făcut afaceri în timp ce activa în poliție și un articol despre recrutările pe care le fac cei de la ISU Sălaj pentru școala de subofițeri. În pagina a treia sunt detalii dacă vă interesează. Ai monitorul din Brașov? Da. Uite aici, articolul prima de deschidere, ca să zic, să înțelegă telespectatorii, noi spunem asta când e cel mai important articol din ziar, de pe prima pagină, cum zice noi. Da. Facultatea de Construcții face expertiza blocului cu fundația surpată, pentru că blocul respectiv a fost evacuat de urgență în urmă cu câteva zile. O să se vadă și cauzele acestei evacuări în urma expertizei. Știi că în orice, când apare o problemă, se fac comisii și comitete. Ăsta e unul dintre ele. În Jurnal Bihorean, dacă vrei, zic și asta. Te rog. Dar, uite, e un titlu. Fiscalitate tip biciul și morcovul. Ăsta e articolul deschidere al colegilor din Jurnalul Bihorean. Dar mai sunt și altele. Profesorii de religie din toată țara s-au reunit la Oradea. Sau festivalul plăcintelor îmbietoare la Briheni. Ai, ai. Dar stai acolo că mai este și o știre utilitară. Da? Se ia apa caldă. Ah, ok, bun. Nu e ok, dar e ok că se știe. Deci măcar să nu te ia prin surprindere, știi? Îți dai seama cât de fain vii după o zi de muncă, obosit, te bagi în baie, te dezbraci și să faci un duș și când ai drumul la apă, tara, nu iese apă caldă, apă rece, viața așa dure. Te trezești groaznic. Deci nu, asta mai bine e. Să știi din vreme. Mai bine, dacă nu... Îți încălzești că... măcar apa pe acasă, dacă ai gaz. Să-și amintească telespectatorii care au prins vremurile alea și dacă nu se întrebe pe cine le-a prins, cum în anii 80. N-a fost fain, dar... Na. Așa era atunci. Pe muzicainstanțelor.ro e un articol despre schimbarea de pedeapsă a unui evadat din arestul poliției. Acum n-am să intru eu în detalii, dar poate că e interesant să vezi cum se modifică pedepsele în funcție de instanța la care faci apel. Și în știrile colegilor de la Radio Cluj vedeam un subiect despre biciclete. Centrul Clujului va avea o rețea completă de piste pentru biciclete după ce vor fi modernizate și ultime străzi din această zonă. E ok dacă numai din Cluj, dacă numai din centru avem, da? Adică nu, pardon, e ok că avem și în centru, dar mi se pare nepotrivit că avem numai în centru limitată povestea asta de rețea de piste de biciclete. Da. Pe de altă parte, poate este doar în începutul unei noi ere frumoase a bicicliștilor. Bine, periferia, să zic așa, e pe dealuri. Trebuie să pui un pic de efort, dar oricum sunt piste, uite chiar lângă... Dacă ai pistă, nu? Ce frumos, uite, de exemplu, cum au pus asfaltul pe zona aia, Făget. Au făcut-o direct cu pistă de bicicletă. Deci mi se pare foarte, foarte fain. Dar și aici, lângă studiourile TVR... Nu, încă o bucată aici. Și se leagă? Deci e complicat. Făgetul de Someș nu se leagă. Hai să vedem așa pe bucățele. Așa. Mulțumesc frumos că zici și de Actual de Cluj. Eu aș scoate în evidență faptul că o să va fi în Cluj-Napoca un târg de cariere peste câteva zile. De fapt, nu unul, ci două. În total, aproape 100 de companii fac recrutări. E un târg special pentru industria IT, unul dintre cele două,
care e, na, pentru cine nu știe, Cluj-Napoca e un hub destul de important la nivel european în ce privește tehnologia informației, în special outsourcing, adică sunt clienți în vestul Europei care plătesc companii din România, în special din Cluj, ca să le facă, să fie băieții de la IT, cum se zice, știi? Okay. Îți face site-ul, îți face mentenanța, pe bani mai puțin decât în vest, dar chiar și așa sunt salarii și condiții de muncă foarte bune. Se caută cu limba scoasă, caută companiile, candidați ca să angajeze. Acesta este doar unul dintre modurile în care încearcă să recruteze. Dar bine, pentru asta trebuie și skill-uri, cum se zice. Un alt subiect pe care îl avem tot în actual de Cluj? Da, un alt subiect este că din vara anului viitor vom avea o cursă nouă aeriană din Cluj-Napoca, va fi spre Atena. Spre Atena. Uh-huh. Aceasta e, o altă știre care merită semnalată, pentru că aeroportul din Cluj-Napoca este cel mai tranzitat din țară, cu excepția Bucureștiului, și nici așa nu sigur. Deci sunt zeci de mii de oameni. E comparabil cu Bucureștiul, ceea ce așa cumva putea e să impresionant. Spun. Chiar este, adică la nivelul populației, Clujul e de 4 ori mai mic. Dar uite, pentru că sunt curse low cost, ieftine, oamenii călătoresc. Și aș vrea să mai semnalez și sunt două competiții, unul pentru arta stradală și celălalt pentru transformarea a două cartiere muncitorești, construite la vremea lor, Mărăș și Mănășturi, în ceva mai dinamic. E interesant și merită semnalat pentru că e contribuția esențială a cetățenilor aici, adică dacă cineva are o idee, autoritățile pun la dispoziție și bugetul ca să faci ceva asta și sunt bugete bune, 5.000 de euro, poți să faci ceva cu ele, cu acești bani, cu condiția, evident, să ai o idee, să scrii un proiect, să-l depui și să-l și câștigi, după care să-l și implementezi. Și uite, cu ajutorul cetățenilor, betoanele din Mărăști, cel puțin, pentru cine nu știe, Mărăștiul e un cartier foarte, foarte gri, ca să zic așa. Mai multe subiecte, sigur, pe website-ul... Da, pe actualdecluj.ro, acolo găsiți toate detaliile. Aș vrea să vorbim detalii, sau să ne vorbească în detaliu, despre Melania Ursu. Cornel Udrea, care este următorul nostru invitat, sau primul nostru invitat, de fapt, acum mă gândesc. Înainte însă de asta, aș vrea să urmărim un fragment dintr-un spectacol ce, desigur, o are protagonistă pe Melania Ursu. Firea furisnită, asta ai fost întotdeauna. O femeie care nu plânge, nu mănâncă și nu doarme. Să te fi văzut și pe tine, măcar o dată, plângând. Și când ai fi vrut să mă vezi plângând, domnule? Ia spune, când ai fi vrut să mă vezi plângând? Ca pe ultima boartă m-ai tratat întotdeauna. Cele mai frumoase sărbători, cele mai frumoase revelioane le-am sărbătorit singură, cuc. Tu știi când plânge omul? Când știe ce-i bine și nu poate să-l aibă. Dar când știe doar ce-i rău, nu plânge. Ei, fericirea de a plânge, Filumena Marturano n-a putut să o aibă niciodată. Ca pe ultima boarfă m-ai tratat întotdeauna, pe care poți să o scoți oricând pe ușa afară. Hai să nu vorbim de vremurile când dumneavoastră era tânăr și statul noaptea să spună tânăr este, tipeș este, bani are, să vorbim de acum! 52 de ani și-și permite să ne tragă în zori cu Batista murdară de ruse, se face lehamite! Unde Batista? Păstrare, fără pic de bun simț, fără să se gândească, hai să o ascunză, nu găsească dumneai. Ha! Dar cine-i dumneai? Dumneavoastră își face de cap cu aia! Care aia? Care aia? Care aia? Cred că nu m-am priceput! Scoava aia leșinată! Domenico, ce-i acolo? Ce-i acolo? Batista! Batista, Domenico, ăsta este custurul tău, tu n-ai știut să minți niciodată! Batista, Rozalea, la păstrare! La păstrare! 52 de ani și-și permite să încurce cu o fetișcană de 25 de ani, mă, acum mi-o aduce și în casă cu pretext că infirmieră! Pentru că dumnealui nu știa că cu 10 minute înainte să sosească preotul, ei văd cum se moșmondesc la capătul patului meu! Spui-mi, tătecioară, păi dacă muream, uite, asta se întâmpla! Eu îmi dădeam obștesc cu sfârșit și masa era pregătită pentru dumnealui și scoava aia leșinată! Adică cum? Ha. Adică tu îți dădeai obștesc cu sfârșit, eu n-aveam voie să mănânc.
să vă restaurez. Cu trandafiri în mijlocul mesei? Da, cu trandafiri în mijlocul mesei. Roșii? Da, roșii. Lila în dungi, tricolori. N-aveam drept să-l pun pe masă dacă ai fi murit? Dar eu n-am murit, om dumii, și n-am să mor încă. O simplă amânare! O simplă amânare! Da, este fragment din emisiunea Portrete realizată de Silvia Pintea, colega noastră, împreună cu Melania Ursu. Despre Melania Ursu, Cornel Udrea ne va vorbi în minutele următoare. Bună dimineața! Să avem una bun găsit vouă și telespectatorilor. De altfel, am și acest afiș pe care îl aduc în atenție, pentru că se leagă, de fapt, de o invitație pe care ne-o faceți dumneavoastră. Da. În ziua de 23 octombrie, luni, la ora 18, la Casa Artelor, are loc lansarea monografiei. În cazul ăsta mă retrag într-o romanță, o povestire monografică despre Melania Ursu, o restituire culturală de mare importanță. Rolul primordial în construcția acestei cărți l-a avut colega voastră și a mea într-o vreme, Marilena Pop, care a luat absolut toate documentele care erau la Melania și începând din 1961 până la ultimul spectacol a trecut în revista, a copiat toate acestea pentru că Melania avea obiceiul să-și sublinieze în ziar articolele, cronicile și la copiere nu mai puteai să redai această chestiune. E o carte, este a 14-a mea monografie, coordonată, o echipă de profesioniști a lucrat la ea și sunt foarte, foarte mulțumit. Ecourile sunt deja formidabile. Spuneam de restituiri și vă ascultam ce povesteați despre lumea din spatele blocului. E bine, și mie mi-e dor să mai văd băieți cu genunchii juliți, transpirați, cu mingea la subsoară, să mai văd domnișoare frumoase sărind și o tron. Nu se mai întâmplă așa ceva. Nici nu mai pot să le vezi copiilor ăștia ochii, pentru că sunt pe ecranul telefonului. Nu se uită în jur să vadă frumusețile din jur. În fine, asta este cu totul altceva. Spuneam de această restituire și de necesitatea ei, pentru că memoria colectivă este parșivă. Memoria colectivă își alege în funcție de interese persoanele devenite personaje, oamenii și întâmplările pe care să le readucă într-o actualitate vie. Ei bine, prin această povestire monografică, noi nu facem altceva decât să redăm publicului, să redăm unei părți a memoriei colective statura Melaniei Ursu. Ceea ce impresionează la această actriță este modul în care a știut să urce toate treptele devenirii artistice, scrâșnit, cu efort, cu o muncă fantastică, în primul rând munca asupra sieși, ceea ce a însemnat foarte mult și a fost o pildă, să spun, pentru alte generații de actori. Nu știu în ce măsură tinerii actori de azi știu să bată la ușă și să deschidă ușa memoriei, să privească acolo, pentru că fără acești mari actori și ai Naționalului Clujean, n-ar fi avut un teatru la îndemână, n-ar fi avut instituția unde să slujească în continuare zeița Talia. Teatrul este, la ora actuală, un excepțional refugiu pentru, să spun, vicisitudinile realității, pentru asprimea realității, pentru grobianismul unor întâmplări. Iată, există viață și după accize, și după, știu eu, seisme politice, guvernamentale. Aceasta este adevărata viață, aceasta este existența autentică și aici este, să spun eu, definiția veșniciei la purtător. Melania, prin această carte, rămâne. Am beneficiat de ajutorul
foștilor mei colegi de la Radio Cluj și am putut realiza și un CD cu poezii recitate de Melania Orsu, astfel că, să spun, materialul nostru de luptă este complet și putem să ne prezentăm în fața celor care doresc în 23, la ora 6 după amiază, să vină la Casa Artelor ca să achiziționeze această monografie. Am scos-o în condiții excepționale, am lucrat cu un om de excepție, Dinu Virgil Ureche, directorul editorii Napoca Star, unde am scos cam toate monografiile mele și toate cărțile mele. Am scos chiar acum, la puțin timp după monografie, o nouă carte de umor și cu astea am 127 de cărți. Mulțumesc! Felicitări! Și mult înainte, da. Da. Mă uitam peste cuprinsul acestui CD. Înregistrările sunt încă din 1971, cel puțin pe Scărușii e din 71, mai sunt din 73, din 83, din 68 chiar, pardon, uite, am scăpat pe asta, din 68, început de primăvară, 70, iarăși anii 90, au fost ani marcați de, și de vocea ei și de prezența ei pe scenă. Sigur, aici la Radio Cluj se imprima teatru radiofonic intens, erau spectacolele Acusticon cu mari actori ai, nu numai ai Transilvaniei, ci ai țării, concerte, deci opera în direct, câte și mai câte lucruri, adică vocația culturală era împlinită și îndeplinită. Pot să fac aici o paranteză? Da. Chiar platoul în care suntem noi acum a fost folosit ca spațiu pentru teatru radiofon, pentru înregistrările teatru. Cabina de teatru a fost aceasta și pentru că stăteam deficitar la capitolul de efecte, aveam niște scări, scară de lemn, scară metalică, și făceam noi unele efecte, ce să spun, inclusiv lătratul câinelui cu indicația regizorală din departe în aproape. Și cine putea oare să facă pe... nu lipseau. Că acelea încă au rămas aici. Nu lipseau candidații, da, imprimările acestea sunt în fonotecă. Ea tezaurizează cei 64 de ani de Radio Cluj. Și atunci, luni, așa cum menționați, luni, în această întâlnire a celor care își dovedesc aprecierea în continuare pentru Melania Orsu, vor putea să achiziționeze monografia, respectiv CD-ul. Da, merg împreună ele, da, și pot să vină să... Și o să vină nu numai colegi actori, dar oameni care au fost în umbra complicea sălii, spectatori de zeci și zeci de ani, din îndrăznesc să spun, fără să am un puseu de snobism, din elita Clujului, vor fi prezenți pentru această manifestare și ceea ce vom face acolo noi vor fi autografe pe suflet, rememorarea unor întâmplări, unor lucruri întâmplate cu Melania Orsu, cei care au cunoscut-o. Eu am cunoscut-o și m-am bucurat de prietenia ei și am colaborat foarte bine din 1970. Acum mi-am adus aminte, apropo de rememorat, dincolo de faptul că doamna Melania Orsu a fost prezentă în matinalul nostru de câteva ori, noi am făcut o excursie, oare în ce an, cred că în 2010 sau ceva de genul ăsta, pe Valea Măriilor, în județul Bistrița Năsăud. Și a fost un apel către telespectatori, cine dorește să vină cu noi, am închiriat un autocar, a fost o acțiune foarte faină. Și pe listă am văzut ulterior că era și Melania Orsu. A fost telespectatoare a emisiunii noastre, încântată de propunerea noastră și când a fost reunirea la autocar pentru plecare, am întâlnit acolo. A fost așa o plăcere și așa o prezență de plăcută. Întotdeauna o să-mi aduc aminte cu mare plăcere. Să știi că a fost o ființă vie la Târgu Mureș, a lăsat urme durabile în teatrul de acolo, la Turda, la tabăra aceasta
de vară organizată de Ionel Vitoc, a învățat cu tot dragul copiii cum să-și facă măștile, cum să joace teatru, a jucat teatru împreună cu ei, le-a dat lecții de dicție. Ținea foarte mult Melania la dicție. A fost, din punctul ăsta de vedere, un actor de modă veche care nu și-a permis să se abată nici o secundă de la ceea ce însemna verticala exigentă a calității de actor. În cazul ăsta, în cazul ăsta mă retrag într-o romanță. Este titlul monografiei ce va fi lansată luni la ora 18 la Casa Artelor. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și mă bucur foarte mult că ați fost parte în mulțumesc că m-am întors aici, acasă. Mihai, îți mulțumesc și ție. Cu mare ne drag. Mai întâlnim și în alte dimineți. Mâine dimineață la ora 8, ca de obicei, începem ziua cum trebuie la TVR Cluj. Toate bune!